În contextul vizitelor în teritoriu a membrilor guvernului și conducătorilor autorităților administrației publice centrale, la 15 mai, în incinta Palatului de Cultură din Soroca, a avut loc o ședință de lucru condusă de șeful oficiului teritorial Soroca al Cancelariei de Stat, reprezentantul guvernului în teritoriu, Veceslav Burlaco, la care au participat directorul general al Casei Naționale de Asigurări Sociale, Elena Țăbârnă, și deputatul în Parlamentul Republicii Moldova, Ion Babici. De asemenea, la ședință au mai participat reprezentanții autorităților administrației publice locale, șefii serviciilor desconcentrate și șefii subdiviziunilor din cadrul Consiliului Raional. În cadrul ședinței, directorul general al CNAS, Elena Țăbârnă, a vorbit despre ultimele modificări legislative în domeniul asigurărilor sociale de stat, inclusiv despre mecanismul de stabilire a pensiilor în baza acordurilor internaționale, recentele modificări a condițiilor de acordare a concediului paternal și a indemnizațiilor adresate a familiilor cu copii, precum și a răspuns la întrebările participanților la ședință. Vizita de lucru a directorului general CNAS a continuat la Casa Teritorială de Asigurări Sociale Soruca, unde au fost desfășurate audiența cetățenilor și ședința de lucru cu colectivul CTAS Soruca, în cadrul căreia au fost discutate aspecte organizaționale la nivel teritorial.